facem ce am tuns, vom tria și vom alege și rotalele tunse, dar momentan trebuie să le scotem ceva, așa că nu ne ocupăm acum de ales. Vom planta cele roșii de la micul nostru și undeva mai pe spate, când sunt mai lungi, iar cu rotalele acestea proaspete, proaspăt tunse de mine, vom planta un rând în față, chiar lângă pietre. Totdeauna când pornesc un acvariu, plantez în mijlocul zonei de soil plantele stem, pentru că lângă piatră este foarte simplu să plantezi, te duci pe piatră, te conduce ea. La fel este și lângă sticlă, foarte ușor să plantezi. Mijlocul este mai inaccesibil, așa că încep cu mijlocul, iar apoi la prima tunsare mă ocup de zonele ușor plantabile, cum ar fi fața și spatele. După cum am spus, plantăm câte 5 odată, astea sunt din categoria plantelor mai scurte. Da? V-am arătat într-un video anterior cum să le plantați. O să vă las linkul la sfârșit. Se ia un mănuc, se prind în pensă, se dă tufa ca să vedem ce facem ușor cu degetul în spate, le plantăm. Le dăm drumul, eventual putem să ținem cu degetul, le tragem pe ța. Mai luăm un mănunchi, tot așa cât mai multe. Plantele astea au și rădăcini. De obicei se folosesc numai vârful care sunt mai ușor de plantat. Rădăcinile un pic încurcă, dar vor ajuta planta. Aici nu pot să vezi de piatră mare lucru, dar eu am lăsat intenționat spațiu în care să fie plantate chiar lângă piatră, pentru că dacă conduci pensa pe piatră în jos, vei ajunge exact unde trebuie. În spate te folosești de sticlă pentru a te ghida la locul în care vrei să îți ajungă plantele tale. Plantele mai lungi le vom pune evident în spate, totdeauna încercați să plantați în scară. În față plante mici, în mijloc plante mijlocii, în spate plante mari. Mergem pe sticlă în jos, ne conduce unde trebuie să ajungem. I-am dat drumul. Plantele care le-am plantat acum 2 săptămâni și deja le tund, vă asigur că sunt viabile și ce rămâne în acvariu sunt... Vor crește foarte bine dacă nu sunt umbrite noi plante din acele cotoare. Colțul se plantează ultimul pentru că e cel mai ușor de plantat. Ai 2 sticle care să-ți conducă plantele către destinație. Îl lăsăm mai la urmă. Asta dacă nu ai de la început suficiente plante. Dacă ai foarte multe plante, atunci nu mai își bați capul, plantezi masiv totul și s-a rezolvat. Încercăm să punem uniform plante pentru ca umbra să fie uniformă în ambele zone ale acvariului. Sunt diferite pentru că eu am pus foarte mult fertilizant și pentru că acvariul este încă fraged, nu este multă lumină, așa că plantele nu se pot colora foarte tare. Odată ce se va maturiza acvariul, vor prinde acest roșu frumos și la mine în acvariu. Una dintre cele mai populare plante de aquascaping, Rotala Ashram. Deci am plantat mijlocul. Lăsăm zona ușor plantabilă din spate pentru o altă sesiune, iar fața o vom planta după ce sortăm plantele.